Că s-a deschis la tocul, mutând-o și dacă am văzut că prima dată eu am încercat cu o rangă să scot tocul din parc, ca să las să rămână pare acolo. Dacă am văzut că nu iese și am ajuns la concluzia că am torționat și tocul, l-am strâmbat, l-am făcut în toate felurile, atunci am dat cu ciocanul, am luat-o la ciocan, am îndreptat-o și am zis dăm jos la parc și scoatem pare cu totul și mutăm ușa. Te duci așa? Ia uite-o. Așa te duci. Așa. Intri așa, acum. Înainte intrai așa, pe acolo. Acum intri pe aici. De aici ai ieșire la stradă. Am ieșit la stradă. Acum ies și îl văd pe domnul Răzvan când vine. Și când închide ușa, când închide ușa, fac așa. Uite. S-a închis. Bun, deci ai adus-o de acolo și care au fost problemele la montaj aici? A fost probleme la montaj aici că... Ăștia sunt stâlpii cu care am adus cu tot cu ușa. Ăsta de aici și cu ălaltul e băgat aici înăuntru. Problema a fost că nu aveam piroane. M-am trezit când am adus ușa aici, m-am trezit că n-am cuile necesare ca să prind stâlpii. Stâlpul ăsta trebuia bătut în piron de ăsta alalt, al casei acum. Ca să se înțepenească, că ia uitați, încă se mișca, uite. Uite, vedeți? N-am avut... N-ați făcut și voi un plan de bătaie la experiență? N-am mai făcut deloc. Am zis, hai de repede să vedem dacă s-o potrivit, să vedem cum o ieși, dacă iese, ce iese. Și am văzut că iese gata, repede. I-am cerut la un vecin, două, trei piroane, mi-a dat, i-am bătut piroane și am băgat-o aici. Dar a durat mult până am fixat-o, că păi am scos-o din balamale. Și când am scos din balamale, ușa, uite, are, uite aici, aici, uite, pe balamale, uite, are șuruburile astea mici. Astea, și a trebuit scoase de aici de șuruburile astea, cu inboxurile, să trag ușa așa afară, să rămână tocul liber, pentru că când o bagi înapoi, iar ușa este greu. Asta. Astea se montează mai greu decât alea de care le ieși, le pui direct în balamale. Asta trebuie să le prinzi în șuruburile alea. Și pe urmă trebuie să o reglezi ușa, dar la asta nu mai e ce să mai reglezi, că s-a deschis la tocul. Mutând-o și dacă am văzut că prima dată eu am încercat cu o rangă să scot tocul din parc, ca să las să rămână pare acolo. Dacă am văzut că nu iese și am ajuns la concluzia că am torționat și tocul, l-am strâmbat, l-am făcut în toate felurile, atunci am dat cu ciocanul, am luat-o la ciocan, am îndreptat-o și am zis dăm jos la par și scoatem pare cu totul și mutăm ușa. N-avem ce să facem altceva decât așa. Și așa am făcut, am luat ușa cu totul până la urmă, ca pe cală, cu stâlp cu tot, cu casă cu tot. Nu. Noi, asta ca să dărâme trebuie să-i scoți ultimul stâlp de susținere, că nu mai eu știu unde este pus. Are un singur stâlp pe care o ține, care este băgat strașnic de salcâm. Gros ca pe piciorul nostru, așa-i bă, de ăla, dacă pe ăla scoți, atunci pleacă. Aile alte sunt în aer, sunt umplute, pot să-l scot toate. Da. Pot să-l scot toate să rămână numai ăla, dar pe ăla să nu scoți. Da, unde? Ăla e undeva la jumătate, care susține și acoperișul și camera, de jos până sus, e băgat. Duh, mă bazez că l-ai băgat aproape un metru în pământ. Ăla e băgat zdravăn, strajnic. Nu, că dacă e ceva, se deschide ușa. Că acum se deschide ușa automat, singură, în caz că se mișcă casa, că se mișcă vreodată, să zic casa, că am făcut greșeală de exprimare, ușa se deschide singură. Și dacă bate un vânt mai tare și nu o proptești înăuntru, ușa se deschide singură acum. Da, așa e făcută ușa, este teleghidată. Ușa acum se deschide automat. Ăsta este bec, un bec de frigider care noaptea îl mai aprind în casă când pornești generatorul. Becul din casă e becul din casă și ăsta am nevoie să ies noaptea pe afară la ceva. Ei, și cum vă povesteam eu, domnul Răzvan, așa am făcut intuiția acum, că unde sunteți dumneavoastră în coace, să mergem cu alee să facem poartă la drum, ieșire pe aici. Asta am intuit atunci, însă s-au mai schimbat planurile de atunci. Acum știi că eu nu mă pricep, dar ușa e strâmbă, adică... Este. Adevărul este că aici chiar vă pricepeți. Da, nu, adevărul e că e chiar strâmbă. Deci ușa e strâmbă. Da. N-am avut ce să fac, n-am avut cum să pun altfel. I-am zis lui Ramona, singura șansă este de o altă ușă. Păi, sigur o să luăm o altă ușă. Ai planul să duci mai pe spate pe acolo? Nu, am planul să nu mai fie camera deloc. Asta. Am mutat-o că am zis să văd și eu cum e cu ușa la drum. Și am zis că să-mi fac așa încoace. Și da. Cum e cu ușa la drum? După ce ai pus-o, ce s-a schimbat în viața voastră?
ce-a schimbat viața noastră, nu s-a schimbat nimica, decât că nu mai intru pe acolo și iu direct pe aici, pe partea asta. Intru în casă, pe-n față, nu mai intru, dau roate pe după casă. Da, am făcut-o că am zis că o să fac scările aici, dar nu mai fac scările aici. Nu mai fac scările nici aici. Nu mai fac, că am un alt plan, mult mai bun și mult mai mare, care o să iasă o lucrare trăznet. Ce n-ați văzut dumneavoastră de când sunteți pe fața pământului? Altă lucrare. Lucrare serioasă. Deja am proiectat aseară, am învelit aseară tot, am aranjat tot. O să vă arăt imediat și ce lucrare și despre ce este vorba. E vorba de o nouă casă. Asta cred că o să o lăsăm totuși de bucătărie. Nici eu, chiar nici eu nu știu de ce mă fi chinuit cu ea. Dar acum... Aici, groapa asta care e aici, ce faci? Aia o astup? Astup groapa. Da, 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 da. Acolo astup, că acolo va fi altceva. Acolo va fi un par de flori acum aici. Unde faci? Aici, în față. Aici, deci aici nu va mai fi construcție în veci de veci pe pământ. Și cazemata asta? Asta toată o să fie demontată complet, bucată cu bucată. Pun, dar vă povestesc pe urmă ce o să fac cu el la nou plan care l-am. Pentru că dacă vă povestesc acolo trebuie să intru și nou plan pe urmă, că are legătură. Am înțeles că ai niște vești nu foarte bune despre plasmă. Da. Ai vândut plasmă, Artur. Da. Era mult mai bine dacă o vindeam. Domnul Răzvan, da, nu e. Ce s-a întâmplat, domnul Răzvan?